suntem lângă intrarea care duce spre mănăstirea Varlam, unde vedem comercianții de suveniri. Aici se pot achiziționa magneți, figurine și alte amintiri. Afiș ne spune condițiile care trebuie îndeplinite pentru a vizita mănăstirea. Ar fi bine să-l citiți. Un alt lucru care este afișat este programul, și anume de vară ora 9, ora 16, iar vineri este închis. Intrăm pe poarta care duce spre mănăstire. Traversăm un drum ca un canion, pavat, cu piatră cubică și cu pereți înalți de aproximativ 3 metri. Am ajuns la scările de urcare spre mănăstirea Varlam. Nu știu dacă cineva a fost curios să le numere, dar am citit undeva că ar fi 129 de trepte cioplite în piatră. Din loc în loc, mai faci câte o oprire pentru a fotografia priveliștea extraordinară. Iată, am ajuns la poarta metalică, unde se plătește intrarea în mănăstire. Odată trecuți de această intrare, trecem printr-un hol mic, un tunel, și ajungem la intrarea din muzeu. Dacă tot au pus muzeul în drum, hai să intrăm să-l vizităm. O listă cu cele 12 mănăstiri care există pe aceste stânci, adică la Meteora, este afișată chiar la intrarea în muzeu. Un scurt istoric ne spune și despre evoluție și cum au fost înființate mănăstirile. Aceste manuscrise se găsesc expuse în tot muzeul. Din ce am înțeles, sunt aproximativ 298 de exemplare. În muzeu găsim foarte multe icoane care reprezintă praznice împărătești. Urmează să vedem diverse obiecte valoroase din patrimoniul mănăstirii. Aici avem o multitudine de icoane expuse, iarăși icoane, evanghelii lucrate cu aur, sfinte potire, cadelnițe, manuscrise și
veșminte țesute și brodate cu fir de aur. Ne aflăm pe terasa exterioară a mănăstirii Varlam. Un vultur stă pe un colț al terasei, iar lângă sunt vase în care sunt puși niște pomi. Iată și o fântână de unde poți să te răcorești să bei apă, mai ales în zilele călduroase, și chiar o boltă foarte frumoasă din flori. În imagine se vede o clopotniță în formă de foișor și cu locuri unde te poți odihni. Odată ajuns și în interior, putem să admirăm frește, icoane, picturi murale, chiar și puține vitralii. Iată o frumoasă icoană care o reprezintă pe Maica Domnului. Am ajuns și la Marele Meteor, doar că acesta este deja la ora închiderii, așa că vizita a fost una foarte scurtă. Programul este cel afișat și anume 9:30-15. Fiecare marți este închisă. După o scurtă plimbare în care am coborât și am urcat, am ajuns la o ușă care duce spre mănăstire. Trecem printr-un tunel săpat în stâncă. La
fel ca la mănăstirea Varlam, avem de suit ceva trepte până la poarta unde vom plăti biletul de intrare. Între timp, cine dorește poate să se mai oprească să facă poze, priveliștea este una minunată. Aceasta este curtea interioară a mănăstirii, unde avem și o cișmea unde ne putem hidrata, o clopotniță exterioară. Această scândură seamănă foarte bine cu toaca de la noi, de la români. Nu am văzut ciocănelele cu care se bate în toacă. Peisajul este unul de poveste, mănăstirea Varlam, văzută din curtea mănăstirii Marele Meteor. Iată, ne ajungi la final. Mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în continuare pe canal pentru a vedea împreună alte locuri frumoase. La revedere!